Suntem din nou în direct. Sfântul Eustatie, viitorul Sfânt Eustatie, ajunge în Egipt împreună cu familia sa după ce deja începuse să guste, să zicem, din mucenicia pe care o primise ca dar Iov la vremea lui. El pleacă cu familia, se hotărăsc să plece ca lumea să nu-i vadă săraci și nu-și iau cu ei decât strictul necesar. Haine, știu, și pornesc să ajungă, gândul lor era să ajungă în Egipt, pe locurile unde a fost Iisus. Se duc la mare și văd o corabie, n-avea de unde să știe, era vorba de o corabie de pirați. Și a urcat în corabia respectivă. Și a discutat cu te duc. Și când a văzut că capul de mort este desenat pe corabie, a vrut să fugă. Și stai aici, unde te duci cu copiii? Tot mergem pe mare, te ducem cu copiii. Și soția lui era foarte frumoasă, erau tineri atunci. Și corabia trage, după o vreme corabia trage la mal, el se duce și spune, îmi dai pe soția ta că încearcă să-i plătească, dar nu are banii pe care îi pretinde corabierul și îi oprește, o oprește pe soția lui și îl alungă cu copiii din corabie. Și o să vedeți că Dumnezeu totdeauna le poartă de grijă, nu îi lasă, dar trec prin lucruri, în evenimente dramatice, grele. Ei au plecat cu copiii, disperat, copiii plângeau de mamă, mama plângea de copii. Vă dați seama, era o situație la care nu s-ar fi așteptat. Acum, ca să luăm lucrurile așa la rând, femeia se prinde de marginea bărcii și se roagă. La un moment dat vine un marinar și îi spune, ridică-te, femeie, stăpânul tău e grav bolnav, îl mușcase o viperă de mare. Și n-avea întoarcere, era atât de veninoasă că dacă victima nu mai scăpa niciodată. Și o duc cu el la casa unde locuia el și era îngrijit, era credincioasă, nu, dar ce putea să mai facă în situația asta, nu? Și au venit pe urma murit, au venit autoritățile satului, că era vorba de un sat, și au luat câteva lăzi de aur pentru care își vânduse el sufletul pe cărările astea în meseria de pirat. Și Eustatie cu copiii pleacă și trebuiau să meargă către Egipt, să treacă un râu care era năvalnic. El știa să nuate, nu putea să treacă cu amândoi copiii odată. Și atunci l-a instruit pe cel mare să aștepte, să-l ducă pe cel mic și să vină să-l ia și pe el. Și așa a făcut, l-a adus pe cel mic pe malul vecin și în momentul în care a privit către celălalt, un leu a venit și l-a smuls din locul în care era. Disperat, în mijlocul apei, se întoarce către cel mic să se ducă să-l ia. Între timp, un lup îl smulge și pe ăsta și îl duce de acolo. A rămas și pe fără copii, rămâne singur, își ia puterea să rabde și să depășească și asta, deci rămâne și fără copii și fără soție, nu mai are pe nimeni. Și merge călătorind, ajunge într-un sat, satul se numea Vadidis, și acolo oamenii lucrau, culegeau fructe pe Valea Nilului, era pământul roditor și grădini roditoare.
și le cere să-l angajeze paznic sau orice, putea să facă orice, era bărbat puternic și numai să îi dea un locșor unde să-și ridice o colibă în care să locuiască. Și oamenii l-au angajat și în adevăr el s-a comportat foarte frumos, și-a făcut coliba în care se ruga. Parcă vreme de 15 ani. 15 ani, a stat în satul acela. Și când treceau prin fața colibei, îl vedeau rugându-se și înălțându-se în rugăciune, în aer, levitând. Și ajunsese să strângă bani, să le dea și rugătorilor din munți pe care îi descoperise, se ducea și se ruga cu ei în barăcile lor acolo, unde se întâlneau. În colibele lor, da. Și au trecut 15 ani și după 15 ani au apărut doi soldați. Traian s-a gândit unde este Prăchida, că trebuia să meargă. Persia era puterea, Imperiul Mare de care se temea, și Dacia. Cele două mari imperii care îi supărau pe ei, altfel îi stăpâneau toată lumea. N-aveau opreliști. Și zice, unde este Prăchida al meu? Cine poate să mi-l găsească? Ori la curtea lui Prăchida puseseră doi sclavi care îl slujiseră cu credință și a zis, noi, împărate, ne ducem să-l căutăm, pentru că noi îl știm pe Prăchida, îl știm și îl cunoaștem bine. Și au plecat după el și când au ajuns în satul acela, au tot întrebat. Nimeni nu știu, dar i-a văzut el. Și i-a chemat la el, iar stăpânul lui i-a invitat la masă și a zis, dă-le să mănânce, că eu voi plăti tot ce consumă ei. Și acolo, la cina aceea, i-au văzut un semn pe care l-avea dintr-un război și băieții l-au recunoscut. Și i-au dat scrisoarea, i-au o rană pe grumaz, spune istoricul. Pe grumaz, așa. Și el atunci n-a mai putut să mai... Zice, eu sunt, zice, dar am decăzut și eu merg acum pe drumul lui Iisus, numai fără abatere. Și i-au dat scrisoarea de la împărat și au mers cu el, l-a repus împărat în toate drepturile, i-a dat toate averile, toate bogățiile și tot ce avea și și-a făcut tabăra acolo, s-a întors în Egipt și și-a făcut tabăra ca să caute ostași. Armata slăbise, nu era puternică și a spus împăratului, avem nevoie de oameni tineri, de ostași, trebuie să dați sfoară în țară ca ei să vină, să ne organizăm. Și printre ostașii aceia au venit și băieții lui. N-avea de unde să știe, însă erau, ei se cunoscuseră acolo în tabără, a povestit și unul și celălalt de ce mai țineau minte. Că ei au mai povestit, le-au spus stăpânilor lor că i-au salvat de la lup și de la leu niște plugari și i-au luat acasă și i-au crescut. Ei au spus povestea asta cu tatăl lui, cu era mare general și conducea armate, nu i-a crezut nimeni, au crezut că spun povești copiii. Nu i-a înțeles nimeni, n-a înțeles nimeni ce se întâmplă cu ei, dar povestind unul la altul și-au adus aminte copiii și a zis, suntem frați. Și acolo s-au recunoscut ei. Și ajungând la tabăra, deci ajungând acolo la tabăra generalului Eustatie, a venit și o femeie și a spus, mergi la Roma și eu sunt romană. Și am fost luată sclavă aici, așa, a povestit ea, și vreau să mă duc la Roma. Și zice, bine, zice, o să vii cu noi, a zis. Și pe urmă ea l-a privit cu mare luare aminte și l-a recunoscut. Și i-a spus, nu ești tu cel care te-ai botezat și care așa și nu știu ce și te cheamă acum Eustatie.
Era, te chema Plachida și acum după botez te cheamă Eustatie și pe mine m-a chemat Tatiana și acum mă cheamă Teopista. Și i-a spus toate amănuntele astea pe care nimeni nu le știa. Și au ajuns la Roma. El a plecat atunci în războiul cu perșii, cu parții, cum le spuneau ei pe vremuri. Au câștigat războiul, s-au întors și pe urmă au făcut pregătirile pentru războiul cu daci. Cu daci. Da. Și aici ajungem la un moment mai puțin cunoscut în istoria noastră, dar extrem de important și aș vrea să-l scoatem în evidență ca să nu pierdem din însemnătatea lui. Da, el pregătește armata și vine pe la turnul Severin. Intră în Dacia și intră triumfător cu steagul pe care era capul de cerb cu crucea cu Iisus răstignit. Și în momentul în care ajunge în Dacia, Dacia deja era creștinată, o creștinase apostolul Andrei. Fusese apostolul Andrei acolo și îi adusese la credința lui Iisus. Vorbiserăm noi, drumurile către credința lui Iisus au fost deschise de către Zamolzi și de către Orfeu. Și dacii nu au avut nevoie mai mare de să fie convinși. Ei aveau ceva în suflet, spiritul lor și sufletul lor era încărcat de dumnezeire, de bunătate, de frumusețe. Trăiau în natură, erau legați de cer și de toate izvoarele tămăduitoare. Erau energiile pietrei, energiile pământului, le dădeau forță, le dădeau putere, cum și astăzi se mai întâmplă. Și Eustatie Plachida începe să fie primit cu dragoste, dar îi spune la un moment dat unul dintre dacii, adică, pentru că nu toate garnizoanele se purtau frumos, veni să se lupte și să cucerească, le mai ardeau case, le mai făceau fel de fel, de era război. Și el a început să le repare. Să le repare casele, să le facă drumuri, să le facă fântâni și să se apropie de ei. Și la un moment dat, unul dintre daci îi spune: ați venit să cuceriți frumoasa noastră țară, să ne luați aurul și argintul, pentru că deja treceau carele cu argintul și cum le făcuseră podul peste Dunăre. La primul război nu l-aveau, dar acum deja lucraseră și făcuseră, pentru că Decebal nu s-a ținut de cuvânt, nu avea cum să se țină de cuvânt. Îi pusese Traian niște reguli pe care nu putea să le respecte. Și atunci a zis: ce-o fi, o fi, luptăm, facem. Unul din noi trebuie să piară. A venit timpul. Și cuceresc Dacia, încep să colonizeze, că să repare și să facă, să o pună la o parte, am 14% din, așa nu puteai să prinzi, totuși Dacia era un imperiu. Și se pregătesc de prindere, să prindă pe Decebal cu generalii lui, să ia vii, să-i prindă vii, să-i ducă la Roma, să-i ducă în capiștele idolești și să-i bajocorească. Adică să vadă ce mare lucru au făcut ei, au câștigat și l-au prins pe generalul Dac, pe regele Dac și pe generalii lui. Și se duc toți la cetatea Sarmesegetusa și o învăluie. Se așează de jur împrejur, nu, pregătiți să-i captureze. Și Sfântul Eustatie ajunge și el acolo. Și la un moment dat se întâmplă un lucru extraordinar. Cea mai mare tragedie după răstignirea lui Iisus este aceasta, cu moartea lui Decebal și a generalilor lui. Când intră să-i ia,
le găsesc cadavrele, de ceva își înfipsese coasa, secera în inimă, iar generalii lui băuseră cucută. Și rămân, Traian îngălbenește, rămân stupefiați, unul dintre generalul Traian îl întreabă, păi, noi am câștigat sau ei? Și Traian le spune, ei au câștigat. Ei, pentru că ei au o credință puternică, ei cred în nemurire, sufletele lor nu mor niciodată. Ei sunt cei care sunt stăpâni pe pământul ăsta. Noi am câștigat, le-au luat aurul, argintul și atâta, dar sufletele lor sunt veșnice. Și zice, și ce facem acum, mărite? Mergem la Roma să le facem statui. Și așa au apărut statuile de la Roma, pe care le vedem și în zilele noastre și pentru care Leonard Vâlcescu, prietenul nostru cercetător, face drumul de 3.000 de kilometri din Pirinei și până aici ca să facă, să realizeze copiile statuilor de la, măcar câteva, de la Roma, să le așeze în piețele din București. E, așa apar statuile, pentru că se naște o venerație a lui Traian și a romanilor față de daci, un respect, ceva la care te apar ca niște personaje la care te închini. Și asta spun, puterea lor de a răsuci, de a întoarce victoria de partea lor, e dumnezeiască. Pentru că Eustatie atunci se înalță, merge către munte și simte că se ridică și apare din nou cerbul ceresc care i-a păruse Dumnezeu în chip de cerb. Și zice, ei sunt ai mei, au venit la mine, sunt sfinți. Eu i-am vrut pe ei și pe tine te-am vrut să vii la poporul acesta sfânt, să-l cunoști. Și pe urmă vei merge la familia ta și vei veni și tu, vei ajunge. Ei sunt creștinați de apostolul meu, de primul meu apostol, Andrei. Și ei sunt sfinții mei și vor fi cu mine veșnic. Deci iată cum este, de unde vine, de unde se trage bucuria aceasta de a-L avea pe Iisus din neamul neamului nostru. Și este unul din foarte multele exemple pe care le putem da și eu personal îmi doresc să putem oferi cât putem și noi în această emisiune și în decursul acestui an și ai anilor viitori. Mă uit la ceas, colegii din regie mă anunță că deja am epuizat spațiul. Orice povestire, nu este o poveste, este o poveste în sensul cel mai profund al cuvântului când discutăm despre eroi, despre sfinți, mai ales despre cei care iată, au ajuns personaje centrale în toate bisericile, îl găsim pe Sfântul Eustatie Plachida, în Biserica Sfântul Gheorghe, de aici, din centrul orașului nostru. Da, unde se bucură de o ilustrare chiar somptuoasă. Toi, deci cum? Nu este doar o reprezentare în colț. Dar la mine, în satul meu și în satele vecine, și am găsit, mergând pe urmele Sfântului Eustatie, o fântână daco-romană. O fântână dacă cu inscripția grecească din... Despre epoca care o să vorbim, deja îmi fac semn că trebuie să închidem. Vă mulțumesc foarte mult și încă o dată îmi cer scuze că nu am putut să discutăm atât cât ar fi trebuit. Nu, cred că eu nu m-am încadrat în... A fost suficient. Să mai spunem doar că și Sfântul Eustatie alături de familia sa s-au bucurat de o moarte martirică mai târziu în timpul împăratului Adrian. Însă, că n-au vrut să se închine la idoli. Exact. Au mărturisit credința până la capăt. Însă e bine să reținem, dragi prieteni, să spunem finalul ideii enunțate la începutul emisiunii. Eroii noștri sunt vii. Eroii noștri sunt sfinți care și în acest moment ne ajută. Și în aceste vremuri ne ajută. Eroii noștri nu sunt personaje de desen animate, nu sunt personaje de film, sunt ființe vii care sunt alături de noi cu o singură condiție, să le cerem ajutorul cu sinceritate și cu bucurie. Până data viitoare,
Vă doresc toate cele bune. Doamne ajută! Doamne ajută!